A dus o luptă grea pentru toate prin câte a trecut. Dar, din păcate, zbuciumul lui s-a încheiat astăzi, 2 decembrie 2024, a declarat Alexandra Ducadam. I-a anunțat, de asemenea, că cei care vor să-i aducă un ultim omagiu lui Helmut Ducadam sunt așteptați marți, 3 decembrie, începând cu ora 14, la Arena Națională, sector VIP. Vă rog să ne respectați intimitatea în aceste momente grele. Helmut a vorbit adesea cu umor despre relația cu Alexandra. Când am cunoscut-o, se spunea că umblă. După banii mei, dar adevărul era că nu aveam bani, glumea fostul portar, amintindu-și de momentele grele. Cariera de fotbalist al lui Helmut Ducadam s-a încheiat brusc la vârsta de 27 de ani. Din cauza unui cheac de sânge care i-a afectat brațul drept. Această problemă medicală a fost urmată de alte 8 intervenții chirurgicale, inclusiv operații complexe la genunchi și braț. În 2012, Ducadam a trecut printr-o operație dificilă pentru înlăturarea unui anevrism și montarea unei proteze vasculare. În 2023, la doar 65 de ani, a fost supus unei intervenții pe cord deschis pentru tratarea unei aorte dilatate și înlocuirea unei valve. Aceste probleme de sănătate l-au obligat să urmeze un tratament riguros, luând zilnic până la 20 de medicamente. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.